Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de zi. Campania electorală s-a terminat, așa că am plecat în teren. Am venit la Țicleni, la Liceul Tehnologic Țicleni și vreau să vă arăt că aici este un liceu la care copiii au ce să învețe, la care se face și practică, la care se fac multe, multe specializări. Invitatul meu de astăzi este domnul Mihai Strate, directorul liceului, invitatul meu în emisiune, eu sunt invitata dânsului în liceu. Da, asta vreau. Bine v-am găsit! Asta vreau să spun, ne bucurăm că ați onorat invitația noastră de a ne vizita. Așa cum spuneați, noi nu facem politică, singura politică pe care am făcut-o în ultimii ani de zile a fost politica școlii și sperăm noi că am convins și atât pe dumneavoastră cât și absolvenții școlilor gimnaziale, îi convingem de la an la an să se înscrie și să urmeze cursurile liceale. Așa cum vă spuneam, suntem bucuroși să ne prezentăm de fiecare dată în fața opiniei publice, pentru că în Țicleni, oricine trece prin Țicleni nu poate să nu remarce calitatea și nivelul european atât al liceului cât și al școlii gimnaziale din Țicleni. Ne mândrim că de la înființare din anul 1973 și până în prezent am școlarizat peste 6.000 de specialiști atât în domeniul petrolului și gazelor naturale, dar în ultimii ani de zile ne-am reorientat având în vedere cerințele de pe piața forței de muncă și către alte domenii de calificare, astfel încât la ora actuală liceul nostru se prezintă cu o ofertă dintre cea mai variată și bogată totodată, școlarizând, începând cu anul școlar următor, în toate cele trei filiere ale de învățământ din România. Adică? În oferta educațională de anul viitor avem, așa cum vă spuneam, o clasă, mai precis 28 de locuri la filiera teoretică și de unde am selectat profilul uman, specializarea filologie. Este o specializare nou înființată. Anul trecut a fost prima promoție a liceului nostru. Am reușit să ne acredităm la RACIP și am primit din partea Ministerului autorizația de funcționare pentru numai puțin de 11 profiluri noi, printre care și filologia. O altă filieră de învățământ la clasa 9, oferim 28 de locuri la filiera tehnologică, profilul tehnic și în domeniul electronică și automatizări avem calificarea operator tehnică de calcul. E o calificare pe care noi o avem în ofertă de mai bine de 10 ani de zile și care merge foarte bine, are cerință din partea elevilor, fiindcă își găsesc ușor un loc de muncă după absolvirea celor 4 ani de liceu, atât în țară cât și în străinătate. Domeniul calculatoarelor, așa cum e bine știu de către toată lumea, este la ora actuală unul dintre cele mai de actualitate. Adică în orice domeniu lucrezi, te întreabă dacă știi să lucrezi la calculator și limba străină. De aceea avem filologie și calculatoare. Practic asta este oferta de bază. Iar în plus, în premieră pentru anul școlar următor, am venit cu propunerea unei, pe filiera vocațională, am venit cu propunerea unei clase mixte în domeniul sportiv, în profilul sportiv, instructor sportiv, 14 locuri handbal fete și 14 locuri fotbal băieți. Această specializare este destul de cerută la nivelul localității și a localităților limitrofe, de aceea am luat această decizie și nu în ultimul rând pentru a putea beneficia de bazele sportive care le-am modernizat în ultimii ani de zile. Sunt baze sportive care se ridică, zic eu, la nivel european. Practic sunt niște modele pe care le-am încercat să le implementăm cu sprijinul primăriei din multiplele vizite pe care le-am avut în străinătate la școli omologe din Uniunea Europeană. Sperăm din tot sufletul să putem să școlarizăm pentru prima dată din toamnă. Pe această cale chiar
Îndemn toți absolvenții claselor a 8-a și care doresc să urmeze această filieră vocațională, profilul sportiv, să participe, să se înscrie și să participe la probele de aptitudini ce vor avea loc pe data de 20 iulie, pentru a putea ocupa unul din cele 28 de locuri din oferta noastră educațională. Aceasta este... Aveți și școală profesională. Da, aceasta este oferta pe liceu. Deci avem 3 clase de a noua liceu zi. Încă de acum 2 ani de zile, de când s-au reînființat școlile profesionale în România, noi având o tradiție bogată în acest sens, înainte de anii 90, școlarizam mii de elevi la școlile de arte și meserii și la școlile profesionale, în strânsă colaborare cu Schela de Petrol Țicleni. Iată că și acum avem un astfel de parteneriat și contract cadru de pregătire practică cu agenții economici din zonă, e vorba de Petrom-OMV și Petrofac. Sperăm ca și cu agentul ceva să vină din această vară și să opereze în localitatea noastră, să menținem această colaborare, pentru că, așa cum vă spuneam, de 2 ani de zile școlarizăm din nou în învățământul profesional, avem câte o clasă mixtă în fiecare an. De fiecare dată venim cu profiluri noi. Pentru anul următor am propus 14 locuri la operator extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor și 14 locuri operator sonde. Este, să știți, sunt foarte cerute aceste calificări. Avem elevi care vin din localități destul de îndepărtate pentru a obține această calificare. Și motivația, cred că a dat-o și Ministerul prin acele burse guvernamentale de 200 de lei pe care le acordă lunar elevilor de la școala profesională, numai pe baza prezenței lor la școală, deci ne țin în cont de anumite rezultate sau condiții. Da, asta e o motivație pentru copii, pentru că cei care merg la școala profesională, care aleg varianta asta, de regulă nu au capacitatea de a face liceul, sunt deja în cumpănă, poate din motive financiare, poate intelectuale, mă rog, la nivelului lor de inteligență și zic, bă, ce să mă mai duc la școală, mai bine nu mă duc. Da, să știți că... Din diverse motive și asta, motivația asta cu spre surprinderea noastră, elevii pe care îi școlarizăm la școala profesională, să știți că au un nivel de pregătire, dacă nu mai bun, cel puțin echivalent cu cei de la liceu tehnologic. Da? Asta se observă și prin rezultatele care le obțin la concursurile pe meserii sau la olimpiadele tehnologice și se vede prin faptul că sunt mult mai conștiincioși, așa cum spunea și noastră, probabil conștientizează mult mai bine decât ceilalți ce înseamnă să ai o meserie după 3 ani de zile de școală profesională. Bineînțeles, după aceea ei pot să urmeze și școlile și cursurile liceale atât la zi cât și la seral. Și mai mult decât atât, prin meseria pe care o obțin, se pot angaja, fiindcă încă există o cerere atât la nivel național, dar în special pe piața extracției de petrol și gaze naturale, așa cum o spuneam, atât în țară cât și în străinătate, să știți că avem foarte mulți absolvenți care lucrează și nu lucrează în condițiile unui profesor din România, adică nivelul de salarizare este mult mai mare. Este cu totul altul. Da. Da. Noi de aceea ne-am orientat către ei, îi sprijinim, avem anul acesta șansa și oferită de către Petrom-OMV ca elevii de la școala profesională să beneficieze de burse profesionale. 40 din elevii școlii profesionale din județul Gorj vor fi selectați și vor primi o bursă lunară timp de un an de zile de 500 de lei, pe lângă ceea ce oferă statul. În plus, le oferă o tabără de o săptămână, din câte am înțeles, în județul Prahova, unde vor învăța, vor deprinde noi abilități. Deci, iată, destule motive să opteze la să meargă către școala profesională, mai ales că primesc și un certificat de calificare recunoscut, și fac și practică. Recunoscut internațional. E foarte important că din 2007, de când suntem membri ai Uniunii Europene, absolut toate certificatele de competențe pe care le emit școlile din România sunt valabile oriunde în Uniunea Europeană. Și să știți că un curs, sunt foarte multe societăți care oferă cursuri de formare contra, bineînțeles, unei taxe, dar
Nu poți să înveți în 3 luni de zile, de exemplu, există cursuri de operator sonde sau altfel de specializări în domeniul petrolului și gazelor, unde practic obțin doar diploma. Contra unei sume de bani, obțin o diplomă, dar nu obțin ceea ce e practic cel mai important, calificarea efectivă în domeniul respectiv, în sensul noțiunile practice, fiindcă până la urmă pe asta se pune accent în întreg învățământul la nivel european, învățământul profesional, pe abilitățile și competențele practice pe care elevii le dobândesc în urma unui ciclu de învățământ. Oricum, angajatorii, mai ales cei privați, nu se uită doar la diplomă. Da, asta. Deci, dacă nu le recunosc abilitățile, că se există într-adevăr, nu cred că îi angajează, chiar dacă au o diplomă de sondor, de exemplu. Asta așa este și noi punem foarte accent pe aceste competențe practice. Prin aproape toate proiectele europene pe care le-am derulat, am încercat să facem schimburi de experiență și bazate în special pe stagii de pregătire practică. Inclusiv anul acesta am depus pentru astfel de stagii de pregătire practică. Sperăm noi să obținem pentru anul următor. În plus, suntem bine cunoscuți pe plan local, dar și județean, ca și o instituție de învățământ ce școlarizăm în domeniul adulților. Avem atât învățământ seral, unde absolvenții școlilor profesionale sau școlilor de arte și meserii, cum ne zicea înainte, pot să finalizeze cursurile liceale. Anul acesta avem doar clasa 12-a și a 13-a, dar ne-am orientat mai nou către învățământul post-liceal, observând o nișă pe acest sector de activitate în România. La ora actuală, aproximativ jumătate din absolvenții de liceu reușesc să promoveze examenul de bacalaureat la nivel național. Asta înseamnă că doar cei 50% pot să urmeze mai departe mediul academic, să meargă să-și realizeze și studiile universitare. Ceilalți, din acest punct de vedere, nu pot să facă pasul următor în carieră și atunci există această variantă a școlilor post-liceale care în trecut aveau un rol mai mare în învățământul românesc și acum, iată că sunt de actualitate, mai toate instituțiile de învățământ au încercat să se reorienteze către acest segment de piață și noi am obținut această școală post-liceală începând cu anul trecut pentru 5 calificări profesionale. Urmând ca în fiecare an am încercat noi să școlarizăm câte o calificare, două pe an, astfel încât în două cicluri de învățământ pentru fiecare calificare să putem să obținem acreditarea definitivă de la Ministerul Educației pentru a putea funcționa ca și școală pozițională. Ce locuri aveți? Anul trecut a fost primul an și am avut 28 de locuri în administratul rețele locale. Iar anul acesta venim tot în domeniul informatic, cu o calificare destul de solicitată și cerută. E vorba de tehnician echipamente periferice și birotică, calificare ce se adresează atât persoanelor de sex feminin cât și masculin, în sensul că atât fetele cât și băieții pot să deprindă noțiuni efective de atât teoretice cât și practice de tehnică de calcul și noțiunile acestea, vedeți, așa cum discutam, sunt cerute indiferent în domeniul în care lucrezi sau în domeniul în care vrei să obții un loc de muncă. Pe lângă aceasta venim și cu o calificare nouă, e vorba de tehnician transporturi auto interne și internațional, unde avem tot 28 de locuri. Este o calificare solicitată în special de către angajatorul principal din zonă, având în vedere parcul auto pe care îl administrează. Da, iată că vă îndreptați către cerere foarte mult, adică veniți cu o ofertă școlară în funcție de cererea de locuri de muncă de pe piață, ceea ce e foarte important pentru că sunt foarte, foarte multe licee și chiar facultăți care produc pe bandă rulantă specialiști sau, știu eu, în toate domeniile, fără să fie nevoie de ei. Din păcate și nu găsesc de lucru și îmi spun, vai, dar am terminat dreptul și uite-mă, taximetrist. Prietene, de unde știai că e nevoie de atâția juriști sau de atâția... Tocmai de aceea e de apreciat orientarea
școlară a celor absolvenților de clasa 8-a care se orientează către domeniul tehnic, către învățământul fie liceal, fie profesional pe domeniul, pe filiera tehnologică, fiindcă pe lângă diploma de 12 clase obțin o calificare, practic obțin un atestat de competențe profesionale cu care se pot angaja ulterior în domeniul în care s-au pregătit. Fiindcă, vedeți, sunt foarte mulți, așa cum spuneați, absolvenți în domeniul teoretic, care ulterior eventual finalizează și o facultate sau două și se angajează distribuitori sau vânzători sau Exact. gestionari și nu văd rostul unui efort în a urma aceste domenii teoretice dacă practic nu îți însușești nicio meserie. Să știți, chiar dacă la ora actuală, așa cum se știe, economia de piață din România nu oferă atât de multe locuri de muncă pe cât este cererea. Una este să și persoanele tinere migrează din ce în ce mai mult către economiile de piață în Uniunea Europeană mai dezvoltate sau care oferă astfel de locuri de muncă. Stau de vorbă cu foști absolvenți și constat că există o diferență semnificativă între cei care se duc și lucrează, prestează muncă necalificată și, bineînțeles, la un nivel de salarizare foarte mic, și cei care, în urma dobândirii unei astfel de calificări profesionale, în domeniul tehnic în special, lucrează în străinătate, dar lucrează pe calculator sau lucrează la birou sau lucrează oricum într-un alt mediu și la un alt nivel de salarizare. Și oricum, după câte știu, au plecat și poate și acum, dar cel puțin în trecut, chiar înainte de 89, mergeau specialiștii noștri, sondorii noștri, inginerii noștri de profil să înființeze platforme În petroliere străinătate, în da. străinătate. Și erau cotații ca foarte, foarte buni și foarte valoroși, așa Da, că și acum vă spuneam, am pregătit atât în domeniul profesional și liceal tehnic foarte mulți în domeniul petrolului și gazelor naturale și avem o tradiție și cu școala de maestri. Încă după anii 90 am înființat această școală de maestri și an de an școlarizăm angajații ai instituțiilor petroliere din țară și să știți că când spun din țară mă refer chiar la unități de petrol și gaze și din alte județe îndepărtate ale țării care vin, sunt scoși de producție, vin să finalizeze aceste studii de 3 semestre, pentru că maestru în domeniul petrolului sau al gazelor naturale, fie că e la foraj, fie că este la extracție, această diplomă, această calificare le oferă șansa găsirii unui loc de muncă mai bun sau, de cele mai multe ori, șansa păstrării locului de muncă, fiindcă sunt foarte mulți care sunt disponibilizați, tocmai datorită faptului că nu sunt policalificați sau nu au obținut calificări în ultima perioadă. sunteți singurul liceu din Gorj la ora actuală cu profil petrol și gaze? La școala de maestrie, da, suntem singurii care mai școlarizăm în domeniul petrolului și gazelor naturale și, din câte știu eu, și în școala profesională suntem singurii care oferim aceste calificări absolvenților de clasa 8-a. Mai avem încă multe investiții de realizat, mai avem foarte multe dorințe pe care încă nu ni le-am împlinit, dar mă declar mulțumit de faptul, de modul cum s-au aplecat asupra problemelor învățământului din localitate, cei din administrația locală și aici, dacă ar fi să enumăr numai câteva din Da, investițiile vă care rog. s-au făcut la nivelul Liceului Tehnologic Țiclean din ultimii ani, așa cum vedeți, în primul rând, aspectul clădirilor este unul nou, clădirile liceului nostru și atât sala de sport cât și atelierele au fost anvelopate termic și au fost reabilitate în totalitate. S-a reușit împrejmuirea liceului, curtea și, să zic așa, suprafața de joc au fost complet reabilitate. Astăzi avem, cred eu, cea mai modernă bază sportivă din județ. De departe avem două terenuri sintetice cu tribune, cu capacitate de peste 800 de locuri. Sala de sport a fost reabilitată în totalitate, cu vestiare, cu
suprafață sintetică de joc, absolut tot ceea ce considerăm noi că este necesar și adecvat mileniului 3. Avem sisteme de supraveghere video, sistem de sonorizare, avem pauze cu muzică în fiecare, în fiecare recreație. Avem o relație foarte bună între profesori și elevi. La liceul nostru, să știți că este o strânsă colaborare între cadrele didactice și elevii noștri. Reușim să-i angrenăm în foarte multe activități extracurriculare, reușim să-i includem în multe proiecte pe care le derulăm, atât la nivel național, județean, dar și european. Și rezultatele se văd. Să știți că am obținut de curând un rezultat care pe mine m-a onorat și m-a făcut mândru că am depus toate eforturile și tot ce a depins de mine în ultimii ani de zile pentru această școală. Am obținut locul 2 la concursul național Made for Europe cu produsele unui proiect european, unul din multele proiecte pe care le-am derulat în ultimii ani de zile. Și ca o știre așa pe surse, încă neoficială, dar se pare că în anul acesta, în 2016, suntem singura școală din județul Gorj și printre puținele din țară care am obținut titlul de școală europeană. Titlul acordat de către Ministerul Educației, da, și ne măgulește acest lucru. Și de ce să nu spunem, era și timpul să fie recunoscute aceste eforturi ale noastre de a ridica la o dimensiune europeană învățământul din școala noastră. În ultimii 4 ani de zile am derulat numai puțin de 11 proiecte europene cu parteneri din foarte multe țări din Uniunea Europeană. Am angrenat 65 de elevi în decursul celor 4 ani de zile în aceste vizite și schimburi de experiență, dar și stagii de pregătire, așa cum vă spuneam. De asemenea, cadre didactice au fost trimise la specializare și au făcut schimburi de experiență. Ne ridicăm, consider eu, din acest punct de vedere, la dimensiunea europeană la care sunt și celelalte instituții partenere ale noastre din țările din Uniunea Europeană. Iată mai multe motive pentru care elevii din Țicleni nu trebuie să plece la Târgu Jiu ca să aibă condițiile necesare pentru a se pregăti, să se simtă bine în școală, să aibă dotările de ultimă generație, să participe la proiecte, iată, și să aibă profile care să aibă cerere pe piață. Ba mai mult, cred că sunteți și un punct de atracție pentru localitățile din zonă, pentru că, practic, licee mai sunt, adică e Cărbuneștiul la 10 km. Sunt 32 de licee în tot județul, ceea ce e o piață concurențială. Este aproape... Lângă noi, sunt liceul din Bălteni, liceul din Cărbunești, Bălteni, Târgu Jiu e la câți? Târgu Jiu, 25 de kilometri. Deci, dacă nu știi să-i țineți pe copii aici, pleacă. Să știți că am observat în ultima perioadă, începuse o migrație puternică a absolvenților de clasa 8-a, către liceele din Târgu Jiu, în special rare ori sau aproape niciodată nu plecau către celelalte licee. Acest lucru se datora, în primul rând, neconcordanței ofertei educaționale pe care o oferea liceul vis-a-vis de așteptările și de cerințele absolvenților de clasa 8-a. Acum 2 sau 3 ani de zile am realizat un studiu la nivelul elevilor școlii gimnaziale numărul 1 din Țicleni și am observat cu stupoare că niciunul sau aproape niciunul, cu excepția profilului operator tehnică de calcul, dar niciunul din celelalte calificări sau specializări pe care le aveam în oferta de școlarizare a anilor trecuți, nu corespundea cu intențiile absolvenților sau elevilor școlii gimnaziale. Și în urma acestor chestionare pe care le-am aplicat, am solicitat Ministerului autorizarea pentru aceste noi calificări și specializări de care vă spuneam. Noi nu aveam profil filologie, nu aveam nici sportiv, de asemenea, clasele cu care veneam noi de mecanic, electrician sau chiar cele de matematică informatică nu mai erau solicitate de către absolvenți. Și vă spun pe undeva și care este orientarea la ora actuală a elevilor și cum privesc din perspectiva lor cei 4 ani de liceu.
Practic nu trebuie să reprezinte un scop în sine învățământul liceal, este doar o etapă în dezvoltarea lor profesională și această etapă se finalizează odată cu examenul de bacalaureat. Ori este mult mai greu să promovezi examenul de bacalaureat provenind din domeniul tehnic, precum mecanic, electrician sau din domeniul real, unde exigența e maximă la profilul de matematică-informatică și unde examenul de bacalaureat se susține în principal la matematică și acolo marea majoritate a elevilor, absolvenților au probleme. Și este mult mai ușor pe această filieră umană sau pe filiera vocațională să susții examenul de bacalaureat doar la disciplina istoria românilor și geografia României, pe lângă, bineînțeles, limba și literatura română, unde procentul de probabilitate este aproape de maxim la toate liceele care școlarizează în acest profil. Sperăm noi ca peste 2 ani de zile, peste 3 ani de zile, când vor susține primii absolvenți ai acestor profile examenul de bacalaureat, să obținem și noi aceste rezultate, fiindcă rezultatele la bacalaureat pe care le înregistrăm în ultimii ani de zile sunt, procentele sunt mult diminuate de absolvenții celor de la învățământ seral sau învățământ profesional și tehnic, care nu reușesc să promoveze examenul. Oricum ne-am situat în fiecare an, în ultimii ani, la un procent asemănător cu media pe județ și media națională. Undeva între 40 și 60% avem probabilitate în fiecare an la examenul de bacalaureat. Așa cum vă spuneam, venind cu aceste noi specializări, am observat de anul trecut foarte puțini elevi mai migrează către alte instituții de învățământ, în special din municipiul Târgu Jiu, fiindcă acum le au pe toate aceste calificări la ei acasă, nu mai sunt nevoiți să facă naveta sau să suporte costuri de cazare în alte orașe. Din contra, așa cum ați remarcat, ne mândrim cu faptul că aproape jumătate din elevii pe care îi școlarizăm în învățământul de zi provin din alte localități decât Țicleniul. Sunt foarte mulți din localitățile limitrofe care vin și se orientează către liceul din Țicleni, preferând, așa cum spuneați, concurența noastră, liceele din Bâlteni sau Târgu Cărbunești, care nu oferă aceste calificări, deci asta este, cred eu, principalul motiv pentru care ei sunt tentați să vină la noi. Și, de ce să nu spunem, am avut și un suport material unic, zic eu, la nivel județean și nu știu dacă mai sunt licee în țară care oferă transportul elevilor la nivel liceal, pentru că ciclul gimnazial și primar știți că beneficiază de acele microbuze școlare. Dar la nivel liceal, din câte știu eu, suntem singura instituție de învățământ care oferim transportul gratuit din 5 direcții către orașul Țicleni. Bine, asta prin sponsorizare. Printr-o sponsorizare pe care am, de aici din zonă. Am de care am beneficiat, da, de la agentul economic Petrofac. Acum sperăm noi cei care vor veni, pentru că se face o preluare de ștafetă chiar zilele acestea, să cooperăm la fel de bine și cu dânsii și să asigurăm că practic asta este principala condiție de a ajunge la școală, de a avea cu ce. Având în vedere că Țiclenul nu este pus tocmai optim pe ruta de transport, nici feroviar, nici auto, avem aceste autocare care sunt de 5 stele, le zic eu, care ne aduc elevii din cele mai îndepărtate colțuri, din Târgu Cărbunești, Floreșteni, Crețești, Merfulești, Peșteana Jiu, mai nou ne-am extins până la zona localității Plopșoru, comunei Plopșoru, și astfel sunt foarte mulți elevi care pot să beneficieze de calificările pe care unele dintre ele doar noi le punem la dispoziția lor, în special cele în domeniul petrolului și gazelor naturale, și pot să urmeze cu ușurință cursurile școlii noastre. Da, spuneați de matematică, într-adevăr este o materie grea și mai puțin folosită dacă stăm să ne gândim, adică trebuie să fim realiști, puțin se fac matematicieni, la puțin dintre absolvenții de liceu le trebuie să învețe integralele, să le știe, să dea examen de bacalaureat, chiar dacă la facultate le mai întâlnesc în facultățile tehnice, într-adevăr, aceste matematica, da, în special,
dar totuși trebuie să ne îndreptăm către partea practică a lucrurilor, pentru că e nevoie de aceea și noi, practic, foarte am înlocuit... mare lipsă pe piață de meseriași. Da, am înlocuit profilul teoretic de matematică informatică, unde să știți că am obținut totuși rezultate remarcabile în trecut, fiindcă am avut elevi și absolvenții acestui profil care mai departe au mers la facultăți în domeniu și lucrează la ora actuală, mă mândresc cu ei când mai stăm de vorbă și ne întâlnim, lucrează în companii multinaționale, lucrează în străinătate sau lucrează în țară în programare. Noi ne-am reorientat tot în domeniul IT, ca să zic așa, dar mergând pe domeniul tehnic, pe operator tehnică de calcul, unde se învață, așa cum spuneați, mai mult partea practică a lucrurilor și elevul poate să învețe, să deprindă atât noțiunile de hardware, cât și partea de software și învață lucrurile elementare care le vor fi folositoare cu siguranță în momentul în care își vor căuta un loc pe piața forței de muncă. Da, iar aria de locuri de muncă este mult mai mare pentru această specializare decât pentru matematică informatică. E nevoie și de programatori, dar nu atât de mulți și atunci automat acolo sunt mai puține locuri de muncă și pretențiile foarte mari. Iar ca să țineți clase de matematică și să dea bacalaureatul să nu-l ia, pentru că acum, să fim sinceri, oricine își dorește să se ducă la o școală înaltă, așa cum chiar auzeam pe cineva, păi de ce ai dat tu la liceu cu tare sau la specializarea cu tare, că tu puteai să intri la alta mai bună, mai ales că da. La liceu se intră în funcție de notele de la generală. Și răspunsul știți care a fost? Pentru că nu vreau să fiu șomer chiar de lux. În da. Țara orbilor, în primul rând, și nici șofer de lux, da. Șomer de lux. Adică nici să fiu într-o clasă slab, într-o clasă bună, doar pentru că am reușit să trec acel prag și după aceea poate să nu iau bacalaureatul da. Pe materia respectivă, poate să nu găsesc un loc de muncă la nivelul ăla. Prefer un nivel practic cu o arie mai mare de locuri de muncă. Într-adevăr, așa cum spuneați, faptul că admiterea în licee se face indiferent de media cu care finalizează ciclul gimnazial și pe care o obțin la testele naționale, și faptul că s-au specializat, ca să spun așa, fiecare din liceele din județ și din țară pe anumite specializări, unele dintre ele în domeniul teoretic și unde intră marea majoritate a absolvenților de gimnaziu cu medii de 9 și 10 și unde, bineînțeles, că este mult mai ușor să obții performanțe și mult mai ușor să promovezi mai departe mediul universitar. Și, din păcate, sunt profilurile acestea tehnologice la care intră elevii începând de la media 1 și foarte rar trecând peste media 5. De aceea e foarte greu să obții performanțe sau să mergi mai departe să susții același examen de bacalaureat cu un elev care ți-a intrat în clasa 9 cu media 2,50 și pe care îl compari în clasa 12 cu elevul care a intrat la liceu, dar la altă specializare sau la alt liceu cu media 10. Este clar că dacă nu ai o continuitate sau dacă nu ai o bază pe care să poți clădi mai departe, nu poți obține performanță. Dar tocmai de aceea noi, așa cum vă spuneam, punem accent mai mult pe educația tinerei generații și aceasta este și deviza și viziunea și misiunea școlii, educația și instruirea tinerei generații. Noi asta practic încercăm să facem pe lângă procesul instructiv educativ. Noi încercăm să pregătim tânăra generație pentru societate. Din acest motiv venim cu aceste activități extracurriculare în afara orelor de curs sau mai puțin legate de obiectele de învățământ în strictul sens al cuvântului. Venim cu tot felul de activități în care încercăm să le descoperim abilitățile. Să știți că sunt foarte mulți și marea majoritate a oricăruia dintre noi nu putem să fim policalificați. Fiecare dintre noi avem o latură și avem anumite abilități și deprinderi mult mai dezvoltate decât altele. Noi tocmai asta încercăm să scoatem în evidență la fiecare dintre elevii noștri, în sensul în care depistăm că, eu știu, o elevă este pasionată de artă sau este pasionată de fotografie.
sau de orice alt domeniu, încercăm să încurajăm dezvoltarea personală în domeniul respectiv și nu suntem... Pentru că acolo vor fi cei mai buni meseriași, acolo da, unde au pasiunea. Nu suntem atât de exigenți cu toate celelalte obiecte de învățământ. E și normal dacă am un elev foarte bun la fizică, am luat mențiune anul trecut, sau la disciplinele tehnologice, unde obținem la olimpiade locul 1, 2, 3 mențiuni în fiecare an când participăm, sau avem un rezultat, iarăși, de care suntem mândri, un concurs național la care excelăm și pe care l-am câștigat de nenumărate ori și suntem cunoscuți peste tot în țară, care organizat de Inspectoratul Situațiilor de Urgență, concursul cu viața mea, mi-a păr viața. Este un concurs care se organizează odată la 2 ani, faza națională, și unde participăm aproape de fiecare dată în ultimii 7-8 ani și unde am obținut și locul 1 și locul 2 și de fiecare dată locuri fruntașe în țară. Anul acesta a fost organizată doar faza județeană, nu se organizează faza națională, probabil de aceea n-au fost așa de motivați elevii noștri, obținând doar locul 2 la etapa județeană. În schimb, vin puternic din spate cei de la școala gimnazială care au luat locul 1. Yes. Și înseamnă că la anul o să-i avem deja pregătiți. Și sunt multe concursuri la care participăm, așa cum vă spuneam, nu neapărat în domeniul științific sau într-un domeniu educațional anume. Încercăm să îi ajutăm să se dezvolte personal și să acumuleze cât mai multe noțiuni, în special practice, de-a lungul celor 4 ani de zile și, de ce nu, să acumuleze noțiuni de viață și de educație, fiindcă noi considerăm că asta este menirea unei instituții de învățământ, nu doar aceea de a transmite niște informații seci viitoare din carte, generații. Care oricum le-ar putea și din carte. Vreau să vă întreb care sunt opționalele care se fac la dumneavoastră, pentru că am întâlnit în diverse licee mai multe metode de a se alege opționalele și de multe ori au fost nu foarte obiective aceste metode, ci doar cam ce ar mai ști profesorul cu tare să facă, hai să facă copiii. În alte licee au zis așa, ce doresc copiii să facă? Același lucru se întâmplă și la noi. În fiecare primăvară, elevii își aleg disciplinele opționale pentru anul școlar următor și pe baza opțiunilor, bineînțeles că stabilim de comun acord opționalele pe care le fac. Sunt destul de puține aceste curriculum la decizia școlii, cum le spune, aceste obiecte. Doar la învățământul teoretic sunt acestea și noi, având doar matematică, informatică și filologie, e clar că am mers pe aprofundare, în special pe literatură universală la clasele de filologie și pe tehnologii informaționale la clasele de informatică. La domeniul tehnic de școlarizare, de calificare, acolo aceste curriculum la decizia locală, în dezvoltare locală, le spune, sunt alese în special în concordanță cu mediul și cu domeniul de calificare al elevului respectiv. În speță dacă este la domeniul tehnic, eu știu să zic, operator sonde. Alegem de genul organizarea producției. Sunt anumite specializări, anumite calificări care ne sunt solicitate de către elevi și de către părinții acestora, pe baza unor cereri scrise. Cereri scrise. Și dacă, de exemplu, nu aveți solicitări multe, dar nu aveți profesori care să predea? Mărturisesc că până acum nu am avut. A fost și încercăm o colaborare de anul următor. Avem solicitări pentru anul, pentru înființarea unor ore de predare în limba germană, limba italiană sau spaniolă, neavând, bineînțeles, profesor calificat și sunt foarte puțin, din câte știu, în limba germană este un singur profesor la nivelul județului, e mai greu să ofere astfel de cursuri, dar pe lângă acestea, așa cum vă spuneam, venim cu un suport tehnic destul de bine pus la punct, unde la ora actuală, vedeți bine, cu internetul, această rețea care ne oferă practic toate informațiile de care avem nevoie, e foarte ușor să fii autodidact și dacă îți place germana poți să înveți cu ușurință, sunt atâtea metode și sunt atâtea posibilități de a deprinde o nouă limbă străină, fiindcă
Noi pe asta punem accent foarte mult. Am făcut un cabinet multimedia pentru un cabinet fonic pentru clasele de filologie, unde pot viziona filme cu tablă interactivă, cu videoproiector, sistem audio, unde elevii pot să înțeleagă și să învețe mult mai ușor o limbă străină decât, așa cum eram obișnuiți, cu creta pe tabla de sticlă. Și fiindcă am deschis vorba de table, vreau să vă spun că următoarea mare investiție care se va realiza în cursul acestei vacanțe de vară, ce stă să vină, în cadrul unității noastre, vom schimba la față, ca să zic așa, și interiorul sălilor de curs, laboratorilor și cabinetelor pe care le avem, în totalitate, pe lângă cele pe care le-am realizat. Ne mândrim cu faptul că avem un amfiteatru, zic eu, la nivel european și cunoaștem, o capacitate la inaugurare. Da. Anul acesta ne propunem să dotăm fiecare sală de clasă și laborator cu tablă interactivă, cu videoproiector, cu calculator, astfel încât să elevii să-și poată desfășura în clasă orele în mod interactiv și într-un mod mult mai atractiv pentru ei. Fiindcă de ce să nu spunem aceste metode de învățământ pe care le-am prins și noi când eram elevi, nu mai sunt de actualitate, elevii nu mai sunt atât de captați de modul de prezentare a informației verbal sau scriptic pe tablă. E mult mai interesant și am observat, ne ușurează și nouă munca ca și cadre didactice, dar este mult mai atractiv și pentru elevi să primească informația în mod interactiv și să participe la o dezbatere pe baza informației. Una este când vede practic un filmuleț pe tablă sau se duce și încercuiește anumite exerciții direct pe tabla interactivă și astfel se și corectează, sau sunt foarte multe resurse, să știți, la ora actuală internetul e plin de resurse educaționale, numai să vrea elevii să beneficieze de ele. Și profesorii să fie deschiși la nou. Văd, apropo de profesori, văd că aveți cadre didactice pregătite, iată 13 profesori de gradul 1, da, 9 de gradul 2 și 8 tineri, iată, grad didactic cu definitivatul luat, da? N-aveți, cum se cheamă? Doctorat? Nu, cei fără definitivat. A, debutant? Suplinitori, să știți că în anul acesta școlar am avut, doar datorită unor cazuri speciale, ca să zic așa, dar în general cadrele didactice, deci colectivul cadrelor didactice al școlii noastre este stabil. Avem foarte mulți titulari, marea majoritate sunt tineri, așa cum spuneați, sau, mă rog, în a doua tinerețe, așa cum mă găsesc și eu, și-au finalizat toate studiile din punct de vedere și toate fazele de perfecționare, au obținut gradul didactic 1 sau gradul didactic 2. Sunt cadre didactice motivate și care își dau seama că numai punând suflet și muncind pot să obțină performanțe și pot să devenim împreună atractivi pe piața forței de muncă. Mai sunt, ca peste tot, mai există și la noi, nu este totul chiar atât de roz, dar sperăm cu timpul și deja am reușit oarecum primenirea întregului staff, așa, atât cadre didactice, cât și cadre didactice auxiliare și nedidactice, și sperăm noi ca începutul, debutul anului școlar următor să ne găsească la un nivel al așteptărilor cât mai ridicat al elevilor de clasa 8-a. Clar, elevii sunt atrași și de profesori, nu numai de aspectul școlii, nu numai de disciplinele pe care urmează să le învețe, de profiluri, ci și de felul în care profesorii se poartă cu ei, de cum interacționează, cât de buni pedagogi sunt, pentru că degeaba știi tu ca profesor materia dacă nu știi să o pui în capul copilului. Asta este contează foarte mult. De aceea vă spuneam că intenționăm schimbarea stilului pedagogic și a metodicii, a didacticii cadrelor noastre din unitate prin
aceste noi mijloace de predare, noi mijloace de învățământ, încercăm să ne ridicăm exact la așteptările și acest lucru, să știți că investițiile le facem în urma consultării elevilor. De fiecare dată, Consiliul Elevilor, stăm de vorbă, ne întâlnim și îi întreb ce mai vreți, ce nu vă place, ce vă place mai Asta e mult, ce chiar doriți bine. și Asta e chiar bine. vă spun că acum 2 sau 3 ani de zile am avut surprinderea în urma unei vizite a elevilor de clasa 8-a. I-am întrebat, să fie sincer, să-mi spună ce nu le place. Și o remarcă a fost a unei absolvente că nu există grup sanitar modern. Într-adevăr, Nu așa era. era și anul trecut am modernizat 3 astfel de grupuri sanitare, urmând ca în vara Da. aceasta să le finalizăm pe toate și să beneficieze, să aibă practic toate condițiile necesare. Au centrală termică, au Aptală. tâmplărie, tot. Am dotat toate cele de clasă, au mobilier, așa cum vedeți, și cabinetele sunt mobiliere. Noi, în ultimii 2 ani de zile, am dotat cu bănci și scaune toate celele de clasă, am beneficiat niște fonduri de la inspectorat, totul este nou, totul, cum să vă spun, așteaptă să fie folosit așa cum trebuie. Și să știți că în ultima perioadă și elevii manifestă un interes mai ridicat față de văzând exigența acestui examen de bacalaureat care îi așteaptă în clasa 12-a, au un nivel de pregătire mai ridicat, de Responsabilitate. Da, responsabilitate, da, se da. implică și obțin rezultate din ce în ce mai bune. Eu sper ca acum luna ce vine să obținem un procent mai ridicat decât anii precedenți la examenul de bacalaureat. Asta e foarte bine, suntem la finalul emisiunii. Apreciez de asemenea faptul că sunteți deschiși către proiecte și știu, pentru că am scris proiecte Da. și am implementat proiecte și știu cât de mult se muncește la ele. Ați învățat cu această ocazie și cum se lucrează și metodele non-formale care dau Da. rezultate extraordinare și care le-am învățat din Uniunea Europeană cu toții, pentru că nu se foloseau în învățământul din România și poate nici nu se folosesc decât acolo unde colectivul de cadre didactice e deschis către asta și a avut de-a face cu asta. De aceea încercăm să implicăm cât mai multe cadre didactice și îi trimitem la cursuri și la specializări pentru a ne putea, așa cum spuneam, ne putea ridica la pretențiile și exigențele tinerei generații. Și pe această cale îndemn încă o dată absolvenții de clasa 8-a, Să vină la liceul înainte de a Ciclei. face pasul acesta către un profil anume sau o calificare a unui liceu sau altul, să viziteze pur și simplu. Noi facem și organizăm și anumite excursii așa de orientare școlară cu absolvenții școlilor gimnaziale din localitățile limitrofe. E foarte bine să vezi cu ochii tăi unde vei merge pentru următorii 4 ani, indiferent de ce profil sau de ce liceu, dar e foarte bine să vină și să vadă ce le oferă fiecare unitate de învățământ. Pe această cale le urez succes la examenul de luna următoare, când urmează să susțină testele naționale, să obțină rezultate cât mai bune și să opteze și să intre exact acolo unde își doresc. Să vină la Țiclen, că de asta facem această emisiune de promovare a ofertei școlare, ca să le arătăm elevilor ce liceu există la Țiclen. Și celor care nu sunt de aici din Țiclen, pentru că lor e mai ușor Da. să ajungă și să vadă. Vă mulțumim că ați călcat astăzi pragul și că ați fost alături de noi mereu și vă invităm în continuare cu orice prilej cu care vom mai realiza câte ceva pentru școlile, pentru învățământul din Cu localitate. siguranță vom veni. Dragi telespectatori, am fost oaspeții Liceului Tehnologic Țicleni. Frumos aici, frumoși copii, frumoasă școală. Spor la treabă, domnule director. Mulțumim! La revedere! La revedere!